Salutare, prieteni! Tare! Prieteni, n-am filmat până la această oră pentru că azi am fost plină de nervi. Să vă povestesc exact ce s-a întâmplat. Nu știu dacă voi știți, probabil ați auzit sau imposibil să nu fi căutat și voi vreodată ce sunt alea criptomonede și ce se întâmplă cu ele. Deci eu în 2018 am investit în niște criptomonede cu diferite valori și diferite nume. Am făcut un cont, la Binance se numește, și am uitat parola contului. Așa, prieteni, și am uitat numele contului. Mail-ul. Mail-ul contului. Și nici nu mai știu cum să recuperez mail-ul, să dau resetare la parola din cont, pentru că sunt vechi, din 2018. Ce e de făcut, Aline? Nu știu, Mihail, am încercat să recuperez, dar nu pot. I'm sorry. Deci, prieteni, ca să înțelegeți, nu mai am nici acces la contul Binance. Explică-le că am pus banii. Și nici acces la e-mail-ul cu care eu mă logam la acel cont. Am pus bănuțe aici, pe dreapta. Estimativ, trebuia să am cam în jur de 10-11.000 de euro. Serios, prieteni, chiar am. Acele monede cripto cresc de la lună la lună, de la zi la zi. Și, estimativ, acum ar fi trebuit să am 10-11.000 de euro. Problema este că nu putem recupera contul. Am înțeles că este o variantă, într-adevăr, să fac un selfie cu buletinul în mână. Păi dar nu știu... Bună, David! Dar nu știu exact unde pot să trimit, că nu au nici e-mail de contact, au doar o asistență tehnică în care discut cu ei în engleză. Uite, ora de acolo. Discut cu ei în engleză, le-am scris, le-am lăsat un mesaj acolo și sper să-mi răspundă. Problema e, ce facem dacă nu recuperăm contul? Poți să trăiești, Aline, cu ideea că avem 10.000 de euro și nu putem să-i luăm? Ce putem să mai fac? Nu știu, dacă există vreun prieten care ne poate ajuta și pe noi cu... Nu știu dacă există prietenii. Deschid o mobilă. Bună seara. Mă filmez când sunt echipat. Da. Deci, prieteni, am avut o foarte mare problemă azi, la prieteni, de la rude, sau din ziare, la televizor, că este destul de virală chestia asta cu criptomonedele. Noi am aflat de ele în 2018 și am investit și noi, nu mai știu cât am băgat, cât am pus la mine, 102 de dolari. Da. Problema e că eu am uitat de acei bani și îmi amintesc în ce am investit. Uitându-mă pe net, am văzut din curiozitate că a crescut foarte mult moneda. Și că ar trebui să am, în loc de 150 de dolari sau cât aveam eu în cont, în jur de 10-11.000 de euro. Problema e, prieteni, că nu mai îmi știu contul. Adică îmi știu e-mail-uri, doar că nu mai am parola de la el și nu-l pot recupera. Nu ai parola nici de la cont și nici de la mail, nu avem. Deci nici de la mail, nici de la cont. Dacă aș fi avut parola măcar de la e-mail, aș fi dat o resetare acolo și aș fi recuperat contul să pot să-mi scop banii. Dar nu știu cum să fac. Aveți ce să fac? Plătim o recompensă foarte bună, cine să pricepe, cine poate să ne ajute să recuperăm acest cod, PIN, parolă, ce ar trebui, că nu știm. Eu am auzit o variantă, că este posibil să fac un selfie cu buletinul în mână și să demonstrez că eu sunt persoana care am creat contul, pentru că eu când mi-am creat contul am dat datele mele personale plus actul de identitate. Doar că nu știu cum să iau legătura cu cei de la site-ul oficial, vă spun și site-ul, este vorba de Binance. Nu știu cum să trimit buletinul și cartea de identitate pentru că n-am un mail de contact. Sau un număr de telefon. Sau un număr de telefon, da, pentru că să ai engleză, nu-i problemă. Da, nu e problemă. Am văzut ca o asistență tehnică, doar că la asistența aia tehnică... Trebuie să dai asistent de pe un alt cont, habar nu. Deci chiar nu știu, prieteni, vă dați seama că e o sumă destul de mare care nu poți să renunți așa la ea și stai și cu stresul ăsta pe cap, să știi că ai bani în cont și nu poți să-i extragi. Să te folosești de ei. Da, normal. Sau măcar să investești mai departe, dar să știi că ei ai acolo, că poți să ai acces la ei. Am stat, am căutat toate variantele și pe internet și... Dar e posibil să fie și o sumă mai mare. Păi asta e chestia. Eu din ce am, îmi aduc aminte de două dintre ele. Oricum aveam mai multe cumpărate, pentru că, să vă explic, atunci când îți pui bani în cont, tu ai acces să-ți cumperi. De
10 cenți, 30 de cenți din acei 102 de euro, atât cât vrei tu să achiziționezi din, din monede. Eu am achiziționat din mai multe categorii. Două dintre ele mi le amintesc și am văzut că au crescut și ar trebui să valoreze doar acelea în jur de 10.000 de euro, excluzând restul pe care nu le mai știu în care am investit. Trebuie stația așa. Și nu mai am acces. Ce să fac? Ați întâmpinat și voi probleme de astea? Eu am încercat, dar habar nu am. Nu știu. Link era făcut tot posibil, a căutat toate variantele, însă ca să putem recupera parola ne cere ori numărul de telefon, ori parola de la e-mail. Eu nu mai știu nimic. Nu știu, chiar nu știu ce să fac. Apelez la hackerii mei, prieteni de la Vâlcea. Cred că e o variantă. Cred că trebuie să-i scoți la judecată țigănească pe ăștia de la Binance. Eu am legătura cu modul. Păi da, trebuie să plecăm în America. Nu-i problemă, că documente și acte are țucăre. A. Vize, tot. Dacă are, atunci da. Mergem prin partid. Prin partid. Adică, mergem prin partid, dar nu-i de râs mie aia, dar sunt bani mulți. Tu poți să-ți închipui că sunt 10-15 mii, dar... Poți fi mai mult. Poate să fie 200 mii. Valoarea lor, că tu nu știi. Eu mi-aduc aminte, deci eu din acel... Am investit 20 de dolari în, de exemplu, vă dau un exemplu care l-am avut, TRX, în alte chestii. Două dintre ele mi le-am reamintit, am căutat cu Alin pe internet care sunt valorile lor și au crescut destul de mult. Deci au crescut, v-am zis, cele două estimează undeva la 10-11 mii de euro. Restul, poate și celelalte care nu mi le mai amintesc și am investit, poate și ele la rândul lor au crescut la câteva mii de dolari sau chiar mai mult. Chestia e că n-am acces, deci... Păi dacă un prieten a pus 6.000 de dolari și în momentul de față are 6 miliarde de dolari, domne, nu 1.000.000, 20, 100 de milioane. Sunt foarte 6 mult. Miliarde aici... L-a depășit și pe Becali și pe... Da, de sunt foarte... Bravo! Dar nu dă-mi așa, brighet. Ușor. David, dă-mi brighet, David. Sunt foarte mulți care investesc în această chestie. Dar nu sume imense. Da, deci nu sume... Dar nici n-am investit imens. Eu atunci, de exemplu, aveau ieșit monedele. La ora aceea nici nu se știa dacă cu adevărat se pot câștiga sau nu bani din aceste monede virtuale. Doar că am zis să-mi încerc și un noroc. Ai crezut că e un joc... Un joc de ăsta normal, de noroc, de nu dădeam prea multe șanse, însă m-am gândit și poate peste ani și ani cresc. Că nu mai e. Problema e că de-aia am și uitat de ei, pentru că n-am vrut să intru în acces și să mă folosesc de banii aia sau să-i retrag. Am zis pur și simplu să-i las acolo să-i uit și până la urmă i-am uitat cu totul, pentru că eu am tot schimbat telefoane, vă dați seama, din 2018 până în 2021, sunt ani diferență. Deci chiar am uitat și nici nu mi-am dat seama să păstrez acel număr de telefon sau măcar să îmi scriu undeva parola de la e-mail. În timp am uitat-o. Problema e că nu mai avem acces la cont. Bine, eu știu mai bine că... Mă bucur măcar că am știut mail-ul, deci mail-ul îl țin minte pentru că l-am avut băgat și la Facebook și la iCloud, doar că nu mai țin minte, nu mai rețin... parola. Deci chiar nu știu ce să... Chiar nu știu ce să fac. Nu știu, dacă e cineva, am și... Se dăm în judecată pe ăștia? Păi nu e vina lor, e vina mea că m-am uitat datele și ei îmi dau posibilitatea de a-mi recupera contul, dar nu știu cum să fac. Deci dacă este cineva care știe să recupereze contul cu adevărat și se sau cine s-a întâmplat așa ceva. Sau cine a trecut prin așa ceva și a rezolvat problema, eu dau 1500 de euro să mă ajute să recuperez contul. Pentru că e important. Pierd din sumă 1500 de euro, dar îmi câștig restul de bani. E foarte loc și dacă tot am avut norocul să dezvolt moneda, de ce să nu mă bucur de bani? Deci chiar nu știu ce să fac, prieteni. Chiar nu știu ce să fac. Nu știu ce decizie să iau, cum să recuperez. Am tot sunat și pe la rude și pe la prieteni, dar nu au investit și nu știu despre ce este vorba. Nu știu cum să facem. Am eu un prieten, un nepot de-al meu.
Trebuie să iei legătura cu el, poate ne ajută. Cum ai nepot palin? Nu, păi să am nepoți mulți. Are mulți nepoți. Pe Mimi ăla, Mimi lui Gogu Gras. Ce-l suni? Ăla-i mână-n mână cu hackerii de la... de la Vâlcea. Păi ar fi bine dacă, Doamne, deci dacă aș da de un hacker, ar fi perfect că mi-ar sparge barul ăla de la e-mail și m-ar ajuta. Deci... ăsta e cel mai mare hacker. Deci, prieteni, gluma-i glumă, dar știți ce ne trebuie? Cineva care, pe bune, colaborează cu acest site și care are investiții... Și cu siguranță recuperăm. Dacă găsim varianta asta și ni se dă varianta, pentru că pe site oficial scrie clar că ai posibilitatea de a-ți recupera cu un pașaport sau cu un orice alt act de identitate cu care tu îți faci un selfie să demonstrezi. Doar că nu știu cum se iau legătura cu ei. La asistență le-am scris, dar nu-mi răspund. Nu știu ce se întâmplă. Ce să fac? Cum să procedez? Toată ziua asta am făcut. Am stat și am căutat. Pe lângă faptul că am fost la București cu treabă, și la București m-am interesat, am sunat, am mers și la un de ăsta de IT, am întrebat și acolo, nu știu despre ce e vorba, nu știu ce să zic. Deci chiar sunt cu gândul mai acolo. Nu am dezamăgit? Da, deci nu mi-a stat gândul în altă parte, să pot să fac o altă filmare sau altceva, m-am ocupat doar de asta și am zis să vă zic și vouă. Cu toate că n-am vrut să vă mai spun de problema asta, dar m-am gândit că poate din atâta lumea care ne urmărește găsim pe cineva care e în domeniu sau care măcar a încercat sau a pățit la fel ca mine. Prieteni, să nu uitați. Deci eu dau recompensa de 1500 de euro. Cine știe și cine mă poate ajuta să mă contacteze și să-mi spună. Nu te năcăji mie aia că o să fac judecată țigănească și tot recuperez bani. Da, măcar așa. Nu, poate vine... Poate vine un om care știe să facă și... Păi da, și toți banii ți-i dau ție, David. Dacă îi găsim. Deci, prieteni, de asta m-a oftit cel mai mult, că eu am vrut să fac o investiție. Mama, și uitați și voi, am investit de tot. Aflu eu parola. În 3 secunde mă duc la safe-ul meu unde am parolele toate. Ia vezi. Du-te. Prieteni, ce să mai zic, am atât pe seara asta. Dacă puteți să ne ajutați, v-am zis, vă și recompensăm, nu ne ajutați doar degeaba. Să ne puneți și pe noi în temă și să rezolvăm problema asta. Noi între timp mai continuăm să investigăm problema. Poate cine știe. Mai contactăm și alți prieteni telefonic. Vă pupăm, prieteni, și rămâne să vedem prieteni. Ce facem. Căutăm variante.